Pentru console, jocuri și accesorii, intrați pe Gamerland.ro și folosiți codul QUICK pentru transport gratuit. Salutare tuturor și bine ați venit la episodul 4 din Uncharted 4 și ne continuăm minunata poveste, bineînțeles. Bă, suntem aici la ceva din asta, nu știu, unde dracu trebuia să mergem, că am uitat la trecută. O să aflăm imediat, nu vă temeți, mă. Iată, ăștia spionează aici. Ce dracu vă spionați, bă? Spionii pulii. Ăsta a mințit-o pe nevastă sa. Yeah. Just a bunch of high-class, low-life criminals all cleaned up for Okay. And no sign from Sullivan yet. Oh! Plenty of time. Okay, deși să apară și Sully! Ho-ho, așa, bă! Rooms in the building behind the manor. Așa. From up there? Just the very top of it. Okay, acolo. What they got tucked away in there. Deci trebuie să mergem acolo? Cross, okay? No, you sure you don't want to pick up something for the wife? It's cute. Ce dracu, mă? Right. Simple. It would be a whole lot simpler if it was just the two of us. Da bine. Not cleanly. Corect. De ce nu? Have you even thought about a backup plan in case Sullivan gets cold feet? Ce aveți, bă, cu Sullivan? Păi normal, Sullivan e cel mai tare în pula mea. N-a murit el în atâtea jocuri, moare acum. Pula mea, ne trage în jos acum, chiar dacă e bătrân. It's a solid plan. Nu prea-i convine lui ăsta, oarecum. Nu prea-i încrezător. Not in a million years. Victor Sullivan. Same Victor we're talking about, right? Yes, he's double-crossed people in the past, but not us. No, not you. I know you two have never seen eye to eye. Huge understanding. But I trust him, all right? He's family. Corect, mă, Sullivan e de-al nostru, mă. Cum se întrădeze el. L-am salvat pe om. Și pula mea. He'll come through for us. Yeah. Eventually. Eventual. One second, consider the possibility. There. Oh, a ajuns. Ia uite, m-a ajuns Sully, bă. Opa, uite. Ne dă semnale. Trust. Păi da, normal, trebuie să ai încredere, mă. Băi, Sammy. Nu prea știi ce ai încredere în paștele, mătii. Just try to keep your tux clean. Ok. Ăștia au ceva costum pe dedesubt, mă. Și ăsta e ceva echipament de alergat prin vegetații sau ceva. Morților. Ok, hai să alergăm pe aici atunci. Once a thief, always a thief. Probabil, nu? Ok, hai să mergem prin vegetația vieții. Can't believe I'm here, you mean, with you, in Italy, huh? Ah, în Italia suntem. Oh, just wish the circumstances were less tense, you know? Italia, mamma mia, ne plimbi toată lumea. Oh. So this is your first time here? Okay, cred că a mers bine pe aici, nu? Third? Had a couple of odd jobs with Sullivan. Well, yeah. Normal. Okay. Cu Sullivan. Okay, cred că am ajuns de trebuie să ajungem, nu? Aici oare? Well, there's that exposed beam underneath. Ah, trebuie să dau el 3 mai întâi. Ah, ok, deci era la ăsta, ok, înțeleg, deci nu mai am eu. I'm watching. Ok, atunci, ca în tinerețe, băieți. Prinde... I missed. Stai, mă, poți să și ratez? Asta o trebuie să ratez din prima. Probabil asta. Ai de pula mea, sunt cam rătutit în episodul ăsta, aparent. Dar nu vă temeți. Like a pro, boss! Bă, să nu cazi, dracu, că nu vreau să rămân iar fără frate. Ok, deci trebuie să o colim cumva pe aici, da. Cred. Stai, mă, trebuie să ne dăm jos, nu trebuie să urcăm acolo. Dar cine ești, mă, tu? Aoleu, cât de jos e aia. Trebuie să o prind destul de bine, sau nu? Hey, ah, nu, deci nu în jos, okay. Cum dracu o să nimerești tu de acolo, prietene? Ok. Trebuie să... Da, bine, mă, bravo, mă. Ăsta are acum aia, da, corect. Ok, deci îmi place că interacțiunea asta între ăștia doi. Gen, nu se teleportează sfoara sau ceva de genul. Ok, come on, Nathan. It looks like you can climb down and make your way over. Ok, deci să mă duc în jos. Opa! Cum dracu te-ai prins de asta în realitate, nu mă întrebați. Nu prea cred că ai cum. Nu știu dacă e posibil să faci așa ceva, dar...
E un joc, mă, ce pula mea, nu vreți. Vrei să fie real? Să fim serioși, okay. Deci trebuie să merg așa, bun. Opa, puțin avânt. Spider-Man, Spider-Man cu asta. Asta e Spider-Man. Așa. Ok, pe asta. Aici trebuie să ne balansăm, nu-i așa? Nu mă, invers mă. Așa. Hold. Hold, opa! Bine, tată, haide, fratele meu. Stai mă, care ești aici, mă? Băi, băi! Băi, care ești, băi? Opa, asta e ceva, oi, de pula mea, are acolo direct automată, coaie. Da-s, italieni ăștia aici. Hai că văd că ai intrat. Cum dracu de nu le-a văzut căpățânile, mă? Nu se vede? Stai așa, nu, stai, nu se vede? Ba, se vede, coaie, de aici, ăștia pe aici au mers. Ciudat. Ok. Să sperăm. Să sperăm că tot o să fie bine. Ok, de ce aici în jos? All those years. It's the little things that you miss the most. Mhm. Like what? Trebuie să vorbesc cu ăsta. The smell of fresh citrus. Ok. Riding the motorcycle. It's little things. Da, că they add up. Eu sunt tu, mă, bă, este Nathan, pula mea. Calmează-te aici. Ce dracu, mă? Unde am ajuns? Ce dracu e aici, mă? Ăsta e locul de vacanță al lui Freddy Krueger sau ceva. That should hold. Okay. Deci trebuie să sărim acum. Da, mă, asta trebuie să facem. Hold. Trebuie să mă las în jos. Ok, deci pe L1 te lași în jos. Dar cât de jos? Cât să ajung pe aia. Înțeleg. Așa, cred că e la maxim acum. Nu? Sau trebuie să mă las și mai jos? Cât dracu de jos trebuie să mă las, bă? Cred că nu mai avem sfoară deja. Ok, am ajuns mai bine. Haide, fratele vieții. Mamă, ce trântă și-a luat acolo de zid. Așa, îl lăsăm în urmă. Dă-l, dracu, cine are nevoie de el? Cine are nevoie de Sammy, mă? Cum am stat 15 ani fără el, se poate și așa. Nu vă temeți. So, okay. Your other wonderful finds, the ones I missed, you at least take any pictures? Da, am făcut o grămadă de poze. Unde dracu trebuie să merg? Acolo sus? Ăla vrea să vorbesc cu el. Sau ceva, ok, bun. Opa, invers mă, invers, nu, trebuie să țin hold. Deci nu trebuie să apăs în spate și în față, bun. Trebuie să țin apăsat, haide. Și acum saltul lui Dumnezeu. Ololo, am crezut că o să-l ratez. Ok, am ajuns. Tu, frate, autist, unde ești? Ia. Uite, mamă, ăsta din prima coaie, bă, ce înseamnă experiența, vedeți, bă? Vedeți, bă, ce înseamnă experiența? Așa ceva? Aoleu, nu-mi place când trebuie să merg așa. Nu te uita în jos, aoleu. Unde dracu au construit ăștia asta, mă? Da. Pe zidul vieții, așa. Opa, ăsta se dezmembrează. Ok, spune că nu o să pice, fratele. Sammy, rezistă în paștele, mătii. Bă, de ce mă întoarce, mă? Trebuie să mă balansez aici. Opa! Bă, dar mereu sunt construite astea perfect, mă, la limite, mă, cât să ajungi tu la ele, mă. Asta îmi place mie la jocul ăsta. Senzație sau ce? Acum pe unde, dracu? E aia sus, oare mă pot agăța de aia? Nu cred. Ai ajuns, bă? Bă, definiția autismului, pe unde trec acolo acum? Acolo, da, eram sigur. Dar mereu uit care ăsta, grapple hook-ul vieții, că el rămâne mereu ultimul. Agață-te și mergi în pula mea pe perete, mă, Spider-Man. Las-o jos. Apasă X, haide Nathan. Natey boy. De ce nu pot urca? What the fuck? Stai pe ce dracu? Pe L1. Stai pe L1, nu te dai să te lași în jos? Acum urci pe L1? Jocule, ce dracu, mă? Tenuta Rossi scria sau ceva gen, ce dracu înseamnă? Nu știu, Rossi e nume, nu? Nathan? What? Și aia, ce-ai făcut, mă?
Ah, trebuie să fiți la costum. Prietene. Se vede că a luat pauză, Nathan. Okay. Mamă, la costum. Wow. Yeah. Nu prea se simte bine în costum, cred. Like ești senzațional. Let's go. Ok, hai să vedem. Am ajuns în încăpere. Opa. Sully? Sully? Know what I love about partying with a bunch of crooks? Uite cu aia ce albit al dracu. Parcă nu era așa alb. It's been a while. Sullivan! You remember my dead brother, right? E bine, nu prea, e zombie. Întoarcerea zombie, Sam. Partea a doua. De fapt, e partea a unu. Good to see you alive, Sam. Ăsta nu prea are încredere în Sullivan. Try keeping him alive by getting this cross, huh? Yeah. Mm-hmm. Hai să luăm crucea, bă, ne trebuie crucea. What about that? Come on, let me show you something. Trebuie crucea să vedem ce scrie pe toată crucea care era ruptă, dacă mai țineți minte de zilele trecute. Take a look. Ce dracu e aici, mă? Uite, mă. That's Avery's cross. They brought it out of storage just before you guys got here. They changed the lot order. Take a whole pile of cash to make that happen. Okay. Well, how long before they start the bidding? 10, 15 minutes tops. Mamă, 10-15 minute, cum trec foarte să o luăm? There is just a small matter of a few hundred eyewitnesses down there. Okay, okay, but we just need a diversion. Da, o diversiune, cum trec-o? Like, un jafarmat? But there's gotta be something. Well, if the guards see us making for that cross... But they don't see us. Jesus, you guys act like you never spend time in prison. If you want something dirty done, then you wait for lights out. Yeah. Aha! Ok, deci trebuie să tem lumina, rămâne în pană de curent. Ia să vedem pe unde... Aoleo, ce dracu-i planul ăla? That's it up here. Unde pula mea? Du-mă și arată-mi și mie. Punem waypoints sau ceva. That'll give us a few seconds of darkness to work with. Meaning we'll have to be right next to the cross when the lights go out. Ok. Get that close without being noticed. Scuzati, signori. Scuzati, signori. Mosè. Hai. Ciao. După atâția ani în pușcărie, cred că dacă mă înțelegeți. That could work. That will work. All right. Scuzati, signori. Kill the power. Meaning I'm the waiter? Italiano. You're the best pickpocket. You head down to the floor, keep your eye on the prize, okay? Let us know if anything hinky goes down. Roger that. Right. Roger that, okay. Ready? Normal. Ready? Alright. Deci trebuie să oprim curentul aici, să-i lăsăm pe ăștia pentru întuneric și totul o să fie absolut fantastic, băieți, dar... Mă, dați-vă dracu din calea mea. Dă-i-mă dracu cot în spate la jegos, mă. Hai să intru prin ei, așa, să suci. Ok, ăla e pe acolo. Și eu mă duc cu Sullivan, nu? Da. Sullivan cu trabucul lui. Bă, dar ce-am bătrânit, bă, săracul Sully. Dar mi-era dor de el în pula mea din primul joc de când l-am jucat până acum. Na, nu l-am mai văzut pe Sullivan. Bă, dați seama, mă, cât a trecut, mă. Stai, ceva aici. Ce trebuie asta, mă? Reed. Mă rog, e ceva cu prețuri și chestii. Și cu nume și morților. Haide. Let's go. Mhm, ok. Mamă, ce e aici, acolo? Câtă lume bună! Da, parcă prea fancy pentru tine. Ok. Nu pot să-i dau alea jos, alea. Nu pot. Scuzi. Tu ce dracu te ferai acolo, mă? Ok, deci pe aici trebuie să mergem. Bun, bun, asta este zona. Oh, asta nu e bună. E încuiat. Open earlier. Now what? Can we pick it? No. De unde dracu ai apărut, mă? Parcă era în altă parte. Oh! Hei! Bună să-ți fie inima, prietene. Deci trebuie să ne deschidă asta cumva. Ah, are cardul! You see that? Okay, yep. I'm on it. Deci... You sure you want to do that? There's a lot of eyes out here. I think I can handle a simple lift.
Normal, în pula, trebuie să luăm ăla din spate atâta. Ia să vedem. Oare putem să-l luăm? Ok. Oh, real smooth. I'm not even trying yet. Da, în pula mea. Așa, 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 haide, 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 nu te mișca. Trebuie să țin lumina pe... Mamă, ok, este un sistem foarte mișto. Deci trebuie să țin lumina pe aia, bun. Opa. A simțit sau n-a simțit? Ei, prietene. Ok, a fost aproape, a fost aproape, dar am reușit până la urmă. Și asta contează. Și avem cardul de acces, intrăm. Fără probleme. We'll still need these. Great. Ce dracu? Ah, scăști, să discutăm între noi? Bun, așa. Așa. Good luck. Sau care treaba cu alea? We'll be in touch. Nu? Probabil da, să vorbim între noi. I don't know, boss. I don't know. Mă rog, hai să mergem. Sullivan, tu ce dracu faci pe aici, mă? Ce dracu? S-a dat aproape de la... Și tu furbă, bă, te-ai apucat de furat din buzunare, mă, așa ajuns. Nu te saturi cu banii din comoară pe care... Hands in the air. Nadine, cine dracu e Nadine? Hi, Victor. Hello, Nadine. Cine dracu e Nadine? Pleasure to see you again. Only this time, I've got... Probabil e din jocurile trecute. Well, I guess I should be glad that's not a real gun. Hardly recognize you out of your fatigues. Yeah. You know how it is? Every once in a while a job requires us to get all dolled up. Okay. Looking sharp, by the way. Not too bad yourself. Feel so out of place here. Can't tell you what a relief it is to run into another English speaker. If you okay. are American. They'll have to blame my parents for that one. I was on my way to the bar. Can I get you something? Yeah, scotch. Să sperăm că nu uiți de Nathan, amice. Las-o dracu pe asta. You catch all that? Yes, I did. Sounds like a lady's trying to buy you a drink. Yeah. Nadine Ross is buying me a drink. Nadine Ross. Cine pula mea e Nadine Ross? Wait, doesn't she own that army for hire? It's called Coastline? Oh, are armată din Kiryat, gen. But you had a run-in with them. It's putting it mildly. Fortunately, she does not seem to be holding a grudge. I'm good to go. Okay, deci ăștia au avut ceva istoric împreună. You stay in trouble, okay? Select. I'll try. Ready? Da, prieteni, ne-am lăsat sacoul deoparte, direct în cămașă frumos, ridicăm mânecile. Mamă, ce rezerve au ăștia aici de... De toate! Mai bine zis, ia să vedem. Da, păi, dar normal, dracu, n-ai văzut ce fel de oameni trece și cât costă căcaturile alea, serios, acum. Mă, că nu e nimeni. Mergi, dracu. Sau e... Oh, lo! Ce trebuie că caută ăștia cu arme aici, mă? E spaznici, probabil. Ăla seamănă cu... Cine dracu e ăla, mă? Nu știu cine e ăla. Ok, au arme pe acolo. Sunt trei oameni. Probabil unul trei e șeful ăla de intrat, cred. Nu știu sigur. S-ar putea să fie și el tot guardian sau ceva. I don't know, boss. Avem din nou... Locked, of course. Ok, planul B unde? Pe aici, pe sus, pe undeva? Planul B. Bună întrebare, planul B. A, pe ușa asta are ceva lacăt. Nope. Poate... Ce trebuie cu asta, mă? There you go. E un butoi aici. Ok, ok. Mamă, dar ce de chestia ăștia, bă, nu glumă. Na, și... Ce, mă? Ce pula mea? Sunt vinuri. The fuck? Dă-te-n pula mea de bețivă, ambulanțe ești. There we go. De cum dracu a ajuns ăsta în spatele meu? Era în dreapta? Sunt foarte confuz. Don't suppose you brought a... Yeah, that'll do. Ok, bună și lantern și percheta la ceva. Uite, mă, că e bine să fii și fumător în anumite momente. Man, I'm starting to get a little drunk off the fumes in here. Not a good thing Sully's driving. Ok.
Sullivan e mereu cu condusul, ce mama dracu. Okay, trebuie să ajungem prin ventilație. Dar trebuie să ne croim drum până acolo. Pe aici. Mamă, câte butoaie să dea dracu, e aici la vinde. Stai, am butoiul ăsta trebuie scos de aici. Ok, deci nu e bine pe aici. Cred că butoiul ăla trebuie mutat cumva. Hey, pot da asta mai în spate. Ah, cred că știu, trebuie să-l dăm în spate. Este așa, dă-te dracu de aici. Dar să nu rămâi dracu înțepenit acolo, bă. Nu pot urca pe el? Cum dracu de nu pot urca pe el? Dar pot ocoli pe... pot ocoli pe aici, mă, stai mă, că le era bine acolo, așa cum era. Ok. Ok, și trebuie să trag acest minunat butoiaș. Da, Sam, în pula mea, nu mă ajută și el, mă, să pune și el o mână acolo. Da, bine, astea nu sunt foarte grele. Las-o. Las-o, las-o, nepoate. Da, mă, așa, mă, aia, bă, vedeți? Vedeți, mă, e destul de logic. E cam întuneric, amice, nu faci tu niște lumină, paștele tău. De frate autist. Definiția autismului, fratele meu. Nu știu de ce, dar... ok, nu știu dacă am tras foarte bine ăsta. Ba cred că trebuie să-l trag cât să mă urc pe el. Care și chestii din ala pe el, mă, să te urci. Dar tocmai ăsta în pula mea are chestii din ala, mă, serios? Dar cine ești, mă, tu? Uite-mă așa. Măi muie. Așa. Oh, very nice, very nice. That's smaller than it looked, huh? Okay, nu pe aici. Hai că-ți place să fii chestii strunte, de te dracu de aici. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Ok. Ăștia sunt ospătari, ceva. Sbrigati però. Sai che questa gente non piace aspettare. Questa gente meriterebbe un calcio. Sunt acolo, deci noi trebuie să-i ocolim frumos. Dă-i în pula mea. Pe aici apare nu pot merge, deci trebuie să ne continuăm minunatul drumuleț. Hai, mă. A? Suntem blocați? Ce-ai făcut, mă? Da, păi trecuse pe lângă ea, de ce nu mergea să dau pe ea? A, trebuia să-mi arate ăsta, mă, ca să pare el ăla deștept. Tu știi că e cu el mai matur, îmi... De cine ești, mă? Bă! Pula mea, nu ți-e rușine, mă, mâna Iten, pula, că a jucat aici de 3 jocuri, 4 cu ăsta. Și vii tu aici așa la sfârșit să... Păi cine ești, mă, tu? Băi! Uite-mi, pula mea, mori la loc, mă. E cineva acolo. Mă, mă, lași, mă, mult să atârn. Mamă, aici au viziune ăștia? Nu chiar, e pe la nivelul pulii. Deci poți să, poți să sugă pula prin ventilație, băieții ăștia doi. Stai, mă, unde dracu trebuie să... Bă, s-a blocat aici, ce dracu, că nu văd. Nu, nu eram, mă duceam, eu zid ca prostul. Am ajuns? Ok. Aer proaspăt, tată, bun, așa, sperăm că n-ați luat dracu ceva bacterii de prin ventilația. Și cum ar fi cu aia, să termine jocul așa, nu știu, peste două episoade ăștia să moară de ceva boală din aia. Hey, check this out. See that building with the radio tower? Cum ar fi? You mean the cell tower? The what? Whatever, listen, that's the power room. Yeah, you're right. Oh, mamă, tocmai acolo! Trebuie să, să ocolim din nou. Paștele mătii. Ok, uite pe aici, mă, e scara. Hai, mă, urcă-te. Dă dracu scara pentru mine, fii sluga mea, mă, paștele mătii de frate imbecil, așa. Good thing you kept in shape. Ok, încă mai are formă fizică, vorba lui Nate. Încă mai e în formă. Cât de cât acolo. S-a chinuit el puțin să ajungă, dar e ok. Dar nu e nimeni pe aici? Cred că Sully a cam băut prea mult cu aia. Ok, am găsit. Așa, stai în... Bă, dar toate scările sunt ridicate mai aici. I'll boost you up and you take care of the ladder. Ok, deci acum mă urc eu. E bine, e bine. Așa, alrighty then! Bun. Așa, pe sus, hai mă. Hai mă că poți, Nathan.
Și dacă e cutscene aici. O, căcat, o, căcat, o, căcat. Cred că trebuie să lăsăm inconștient pe ăsta. Bună seara. Bună seara, signori. Oi de pula mea. Săracul ospătar, bă. So he wakes up with a headache in his underwear. You both been there before, right? Right. I got mine. You get yours. Ok, deci ăla se ocupa de ospătar să-l lase acolo în chiloți. Okay, let's get to the power room. Ok, nu știam că fratele lui Nathan este chit, dar mă rog, mă cum... glumesc. Hai să vedem Sam, pe dracu... Yeah, his pants are just a little bit too tight. Yeah, well, that's the style these days. Really? No, I went in Rome. Nah, because we're in Italy. I get it. Se bruiază... Sam, you there? Semnalul. Sam? Pula mea, semnalul vieții. Ok, trebuie să mă duc pe partea asta și da. Eram sigur. Până ajung undeva cât să mă pot apuca de astea. Bun, bun, bun. Deci te socolesc în continuare. Nu vă temeți, prieteni. Totul e sub control, mă, ce aveți? Și acum aici sus. Mega frumix, mega frumix. Așa. Și acum mega jump. Ala-i tati. Mega jump în pula de parcă am sărit 62 de kilometri. Stai, care casă era aia cu, cum îi zice, mă, cu electricitatea vieții? Cred că e de pe partea cealaltă, nu? Da, aia de acolo, acolo e, unde e ușa aia metalică, da, acolo, acolo, vedeți? Uite, am ajuns. Guys, if you can hear me, just about at the power room, should be there soon. Dar, am o mică mare problemă. Ah, ok, nu mai avem o mică mare problemă, că știu pe unde să mergem pe aici. Mă gândeam că nu avem ceva cale de acces ca lumea. Dar era imposibil. Mamă, deci cât ai de ocolit în jocul ăsta, e ceva de speriat. Opa, 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 la. Că așa ne bate inima. Opa, 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 la. Ce pula mea. Spune că fac jump-ul, nu cred! Futu-s morți, nu cred că am ratat jump-ul ăla. Spune că nu mă dă 20 de metri înapoi. A, mă dă. Bă, îmi place că numai că am primul joc să te dea înapoi. Nu știu, până la mea, la 20.000 de minute înapoi. E mult mai bine așa. Wow, 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 Nate, 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 ține-te, ține-te, ține-te. Râs ca ultimul prost, mă. Și a căzut Nathan și a murit și s-a terminat jocul. No, we had our liberty taken away for a month. And what about the horse? Fortunately, we had a lot of carrots on board. Ok. E bine dacă aveți mulți morcovi la bord. Opa! S-a devenit ospătar. No. I thought I did, but no. When am I finally going to meet that partner of yours? Oh! Well, that's... Nu știe de Nathan. No, I've been flying solo for a while now. Drake's out. Oh. Dead art? Oh no, no. Last I heard, s-a pensionat omul. E bine, gata să crede. Cine dracu ești tu, mă? Hello. Rafe. Ah, Rafe. Holy fucking shit, Rafe. 15 ani. Rafe încă mai caută, probabil de asta e și el aici. Asta, spuneau despre el că încă mai caută, despre el că încă mai caută. My business now. But yes, that is my day job. Oh, that is one hell of a day job. You could probably afford to buy up everything on the block tonight. Well, sure. But what would be the point in that? I'm only looking for the good stuff. Oh. Ok, deci sigur a venit pentru cruce. Asta e clar. Sau încă vrea comoara, probabil. But just between you and me, I did notice they changed the order. I think somebody might be trying to rig this auction. Oh, so if you are a Rafe? This crowd didn't get rich by playing fair. Which is why you're someone watching your back in a place like this. Well, I do hate to break it to you. You are working for an American. With. We've partnered up on this one. Ok, deci ăștia sunt parteneri.
Talk about a power couple. In a few moments, we'll begin bidding on our next item, an inlaid wooden crucifix from the Trot estate. Ok, deci se va licita pentru cruce. Hold on, Sully. Ce s-a întâmplat, mă? It? Despre... Stai, mă, ăștia au dubii, încep să-și dea seama. Cut the bullshit, old man. Wow, calmează-te, bă. You scammed your way in here, but if you think about bidding on Avery's cross, I can tell you exactly how you're going to be leaving in a goddamn body. Rafe! Ok, deci Rafe a devenit un mare bulangiu. Să se morți mătii Rafe. Te-ai de Sullivan? Lasă că vine Nate și se fute șpiță în cur. Mare, deci ăștia doi s-au aliat în pula mea. Nate? Asta nu-i prea bine. Goddammit, kid, where the hell are you? E bine, Nathan, ești întreg, prietene? A căzut, mamă, spune... Ah, ok, e întreg, e bine, bine. Puțin că am tăvălit, dar e bine. Unde dracu am ajuns? Să sperăm. Ok, trebuie să mă las în jos. Aoleu. Mă mișcă-te puțin mai încolo. Oare pot să fac săritura aia? Aceasta este o întrebare bună. Da, o să poată să fac. Bineînțeles că o să poată. Este fucking Nathan Drake, bă, legendarul Nathan Drake. God, why did I pick the power room? Trebuia tu, bă, Nathan, nu-i așa? Trebuia să fii tu acela. Aoleu, cât de șubre de pare ai acolo. Așa, însă am reușit. Cumva am reușit. Mă mir cum de nu s-a mișcat aia acolo. Adică, uitați-vă cum se ține numai. Bine, e mult spus se ține țeava aia în ceva. Ok, deci nu e bine pe partea asta. Pe partea cealaltă trebuie. Ai pus așa la mișto să te deruteze. Să pierzi secunde prețioase din viața ta superbă de mirifică. Bun, hai. Suntem la power room aproape. Asta e mișto. Nu pot urca până sus pe acolo. Asta e cam nasoleanu. Dar pot urca aici. Mai sus, pe țeavă, frumos. Hai mă că e bine, bă, totul e frumos aici, mă, totul se leagă exact. De ce nu mă pot agăța de zăbrele? Sunt prinăuntru. Aha, înțeleg acum. Și uite cum Nathan Drake ajunge exact unde trebuie, chiar dacă pică de pe dita mai e peretele. Nu vă temeți, mamă, câte cabluri. Opa, stai, cineva aici. Oh-oh. Rafe nu o să fie prea fericit că o să-i opresc aici electrocutatea. Da, electrocutatea. Quick 2016, da, ați auzit bine. Sunt retard mental. Electricitatea. Câșii, electricitate. Iisuse Hristoase, ai ieșit? Sau încă sunt aici? Nu văd pe nimeni. S-a auzit o ușă, cred, închisându-se. Abar n-am, boss, pe unde? Ok, cred că trebuie să sar. Bă, dar cu sunetele alea, cam... e posibil să te audă cineva, nu știu ce să zic. Where the hell are the circuit breakers? E încuiată, băgați-i, pula. Damn, Sully, you there? Damn it, kid, where the hell you been? No, ok, bun. Had a few close calls, but... Yeah, well, if you're gonna cut the power, now would be a good time. Da, ăștia au început licitația. Nu poți să te strecori, mă, printre alea, serios acum. Rafe is here? Da. He has the highest bid. Ok, deci se licitează. Sully, we're stealing it, remember? What if he calls my bluff? He won't. We have 90,000. Do I hear any more bids? Guys, if we do not get across, I am as good as dead. Well, I end up with a highest bid. Da, ne trebuie neapărat crucea pentru Sammy. I need you to buy me more time. Since we have no other bids. Trust me. Going once. Going twice. Scrut. Bene, we have 100,000 euros in the room. Thank you. Ha, da, Sullivan, Rafe nu e prea fericit. We now have 110,000 euros in the room. And for a penny and for a pound. Don't worry, you'll be out of there in no time. Ok, deci Sullivan acolo licitează. Și eu trebuie să ajung pe partea foarte repede. Ok, trebuie să distrug aia. Ok. Deci nu trebuie să ocolesc. Avem ceva? N-avem nimic. Ai, de pula mea, trebuie să găsesc ceva repede. Avem, mă, ceva pe aici. Hai, mă, că trebuie să fie.
gotta be something. Come on. Păi trebuie, amici, uite acolo, cred că e un ciocan. Uite, uite, era un ciocan acolo. Hai mă, ce pula, nu poți. Yes. A, rangă cu aia, hai mă, Half-Life, tată, Half-Life până la capăt. Ala-i, dă-i. Haide, Nate, haide, Nate. Așa mă, dracu de lacă, dă-l în pula mea, cui trebuie. M-am ajuns la 200.000 de euro. Ok, hai prietene, deci totul stă în semn. Stai, stai, că mai vrea să-l fută la creier. Fui de pula mea. 500.000. Does the gentleman wish to begin? Ia. Ok, nu mai dă acum, dar o să oprească curentul și tot o să rămâi fără prietene. Tu-s mort, Timothy, Rafe. Da, Rafe a devenit un jegos, puteam să jur că asta o să devină. De două ori și de trei ori. Oh! Da, da, să cred, da, dar fără cruce. Sema, bă, Sema, ăsta e genial, uitați-vă și voi. Autismul, autismul învinge încă o dată. Hey, stop that guy. Fermo. What are you doing? You letting him get away? You speak Sparishi. Sparishi. Ce pula mea înseamnă Sparishi? Hai de pula mea, dar s-a potrivit perfect. You speak Sparishi. Și bineînțeles că al nostru frate a reușit. Lights out. Capitolul 7. Da. Ok. Ok, deci ăsta este cu condusul și noi ne luăm la revedere pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să futeți 70.000 de picioare și de pumn Chuck Norris style. Întorceți-vă cu dublu tuluf. Pula mea, nu știu. Ce pula mea. Eu am fost cu X, aveți o zi absolut fantastică. Ciao, les.